vine mușchiul, da, și are, da, o carcasă, da, da, deasupra. Da, da. E, aia mi s-a întins că am pus prea mult. S-a întins carcasa? S-a întins carcasa de a rupt-o. Carcasa ca la porc? Da. Nu știu, așa a formulat doctorul. N-ai înțeles bine și tu o să ai înțeles. Eu n-am auzit de carcasa la umăr, dar nu, Mariene, nu te contrazic. Dar nici eu nu contrazic pe doctor, Doamne ferește. E carcasă, că e casă, eu știu ce e acolo. Important e că doare. Da, am zis. Încercați să nu, să nu vă afecteze mai nimic. Noi ne gândim că... Ne spunem mereu că mai avem puțin și, și mai adică să treacă timpul mai repede. Face bine la psihic. Da. Da, clar, clar. Că oricum te trec acasă tot felul de gânduri pe aici. Că stai, n-ai ce să faci. Da, e normal, măi. Și ne gândim când ajungem acasă că o să fim cu toți așa. Am văzut ce povești, că sunteți haioși, că vă glumiți. Da. Că mă uit destul de mult. Păi am zis că o să, adică eu știu că o să fie cum ar fi și parcă, nu știu cum să explic, dar o să fie cel mai frumos, nu știu, așa voi fi. Că toată lumea, și am explicat și eu ca să nu stai așa cu inima, că poate ei mei sunt, nu, și am explicat că toți sunt glumei și toți suntem de treabă. Da, eu nu mă îndoiesc. Și mai ales, frate, eu când o să te întâlnești cu el, o să mă înțelegi super bine. Și eu de asta sunt și cea mai... Eu am și chestiile alea ale mele, așa, și... Toți le avem, Maria. Cine nu le are? Ce ea nu le are? Da. Nu, e asta, respectul ăsta și ea să nu stau pe capul omului. E... Să... Asta aici e altă poveste deja. Capul omului. Păi așa sunt eu. Familia ei, familia, da, voastră mai bine. E familia noastră, asta nu se mai trebuie. Știu, dar trec și peste. Ușor ea așa. Ea imaginează-ți că nu era așa. E? Aveai, da, și mai multe probleme. Nu, mă răia mai tare. Poftim? Mă răia mai tare. De acord, dar știi cum e și înrăitul ăsta. Dacă n-ai tot ce pune, da, mâna... Ok, sunt înrăit. Și... Și fac cum trebuie să fac. Așa știm că avem unde să ne ducem. Nu, e o chestie, să ai un ajutor la început, că nu știm, da, de ce viață. Știu. Și ușor, ușor, ușor noi doi, cu ajutorul Dumnezeu. Tu ți-ai mai făcut șuveția? Ți-ar spără, mă, Cristi, nu mai faci. Nu, mai, nu mai mi-am făcut. De frumoasă, păi naturală. Așa și eu să-mi crească și de asta și încet, încet. Dar cine te tunde? Pe eu mă tund. De ce nu poți fetele de la... O să, mâine o să le rog să mă tund. Că mi s-a firele, da. De la placă. Să fileze un pic. Da. Bine, și stai cu mâna în el toată ziua. Mm. Toată ziua. Stai cu mâna în păr. Asta, asta e secolul lor. Anilor de 19-20. Da, las, eu... că nici tu nu ești. Da. Nici eu exact, nu sunt. Exact, dar... Păi eu ce să mai zic? 47 de ani. Eu cam ce ar trebui să mai zic? Mulți înainte, sănătate. Chiar mă gândeam, zic, să nu mai zic, a, gata, nu mai mi-l îndrept, mi-l facă. Deci nu, ideal ar fi să nu mai arzi cu placă. N-am cum să rar. Știu că e moale. Este foarte moale și încerc, mi-l prind, încerc la început, zic, hai să-mi fac cine știe cum. Da, să știi că uneori stă, îți faci niște confort tare drăguță. Da? Dar auzi, dar te-am văzut cu el prins, prins la propriu, în coadă de cal. Cum îți stă? Ia să încerci odată. Înțelegi ce spun? Da. Eventual tapezi un pic partea, da, asta. Da, și îl prind, știu. Și îl prind în coadă de cal, lejeră. Da. Nu are cum să stea rău. Că ai fețeșoara frumoasă.